Salutare și bine te-am găsit la acest workshop sau seminar în care voi încerca să-ți explic de la zero toate tipurile și combinațiile de acorduri care se pot forma. Aceste acorduri le vom întâlni în toate stilurile muzicale. În acest workshop sau seminar voi explica modul de formare al acordurilor și mai puțin contextele unde vom folosi fiecare tip de acord. Contextul în care folosim anumite tipuri de acorduri este discutat pe larg în cursul de pian acoperament de pe site-ul mpiano.ro. Lecțiile sunt disponibile chiar acum. Și acum să începem. Vom începe mai întâi cu acordurile formate din suprapuneri de terțe, cele mai comune de altfel. Terțele sunt niște intervale muzicale și pentru că ne vom întâlni pe parcursul acestui seminar cu mai multe tipuri de intervale, ar fi bine să le definim chiar acum. Nu o să intru în foarte multe detalii, ci doar în acele detalii care chiar contează și sunt utile pentru lecția noastră. În primul rând, ne vom ocupa de intervalele simple. Și primul interval simplu pe care îl învățăm este secunda mică, care este formată dintr-un semiton. Aceste distanțe sunt secunde mici. Următorul interval este secunda mare, formată dintr-un ton. Do, re este ton. Re, mi este ton. Mi, fa, diez, ton. La, si, ton, implicit secundă mare. Din punct de vedere vizual, reperul este clapa din mijloc. De exemplu, între la și si avem o clapă în mijloc. Înseamnă că va fi o secundă mare. Dacă nu avem nicio clapă în mijloc, sunt clape alăturate, acea distanță va fi o secundă mică care va conține un semiton. Următorul interval este terța mică, care este formată dintr-un ton și un semiton. De exemplu, de la nota do, vreau să aflu o terță mică, urc un ton, do, re și încă un semiton, re, mi bemol. Do, mi bemol este o terță mică, terța fiind și intervalul de 3 note. Do, re, mi bemol. Sunt 3 note. Re, fa, terță mică. Re, mi, ton, mi, fa, semiton. Re, fa, terță mică, un ton și un semiton. De la fa, terță mică este la bemol. Fa, sol, ton, sol, la bemol, semiton. De la sol, terță mică este si bemol. Sau de la do diez, terță mică, un ton și un semiton, do diez mi este o terță mică. Următorul interval este terța mare. Acest interval conține două tonuri. De la do urcăm un ton, re, și de la re urcăm încă un ton, mi. Do, mi, terță mare. De la mi, mi, sol, diez, două tonuri. Mi, fa, diez, ton, fa, diez, sol, diez, ton. De la sol, sol, la, ton, la, si, ton. Sol, si, capetele formează o terță mare. De la si, ultimul exemplu, si, do, diez, ton, do, diez, re, diez, ton. Si, re, diez este o terță mare. Terțele, să spunem că sunt cele mai importante intervale, pentru că cu ajutorul terțelor, cum am spus și la început, se vor forma cele patru tipuri de acorduri de bază. Și trecem mai departe la următorul interval simplu, kvarta perfectă. După cum observați, are o altă calitate față de celelalte intervale. Celelalte intervale erau ori mari, ori mici. Însă kvarta poate fi perfectă. Do, fa este o kvarta perfectă pentru că va conține două tonuri și un semiton. Do, fa, kvarta perfectă. De la fa urcăm aceeași distanță, fa, sol, ton, sol, la, ton, la, si bemol, semiton. Fa, si bemol, kvarta perfectă. De la si bemol urcăm la fel o kvarta perfectă, două tonuri și un semiton, si bemol, mi bemol, kvarta perfectă. Următorul interval este tot o kvarta, dar mărită. La fel este o nouă calitate pe care un interval poate să o aibă și kvarta poate fi și mărită. Trei tonuri, atât conține o kvarta mărită. Do, fa, diez, do, re, ton, re, mi, ton, mi, fa, diez, al treilea ton, deci
Distanța do fa diez este de kvartă mărită. De la la urcăm 3 tonuri și rezultatul va fi re diez. De la nota mi 3 tonuri, rezultatul este la diez. De la si urcăm 3 tonuri, rezultatul va fi fa sau mai exact mi diez. De la nota si bemol, kvartă mărită va fi nota mi. Si bemol mi este o kvartă mărită pentru că ea conține 3 tonuri. Următorul interval va fi tot perfect și anume gvinta perfectă care conține 3 tonuri și un semiton. De la do, gvinta perfectă va fi sol. Do, re, ton, re, mi, ton, mi, fa, diez, ton, fa, diez, sol, semiton. Do, sol, gvinta perfectă. La mi, la fel, gvinta perfectă, 3 tonuri și un semiton. De la nota fa, calculăm 3 tonuri, 1 ton, 2 tonuri, 3 tonuri și un semiton. De pe o clapă alterată, de pe mi bemol, 1 ton, 2 tonuri, 3 tonuri și un semiton. Următorul interval va fi sexta mică. Acest interval conține 4 tonuri. Do, re, re, mi, mi, fa, diez, fa, diez, la bemol. Do, la bemol este sextă mică și o distanță de 6 note. Do, re, mi, fa, sol, la bemol. De la re, sextă mică va fi nota si bemol. 4 tonuri. Re, mi, mi, fa, diez, fa, diez, sol, diez, sol, diez, si bemol. Re, si bemol este o sextă mică. De la nota mi, mi, do, sextă mică, tot 4 tonuri, sol, mi bemol sau si, sol. Sexte mici. Următorul interval este sexta mare, la care îi adăugăm un semiton față de sexta mică și avem 4 tonuri și un semiton. De la nota la, 1 ton, 2 tonuri, 3 tonuri, 4 tonuri și un semiton. Sextă mare, la fa diez. Re, si. Sextă mare, avem 4 tonuri și un semiton. 1, 2, 3, 4 și un semiton. De la nota sol, sexta mare este mi. 1 ton, 2 tonuri, 3 tonuri, 4 tonuri și un semiton. Ultimele două intervale, septima mică și septima mare. Septima mică este formată din 5 tonuri, iar septima mare din 5 tonuri și un semiton. De la do, septima mică, 5 tonuri. 1, 2, 3, 4, 5. Do, si bemol, septima mică. Mai urcăm un semiton și avem do, si, septima mare. De la la, sol va fi septima mică, iar sol diez va fi septima mare, pentru că are 5 tonuri și un semiton. Calculăm de la mi bemol o septimă mică, 5 tonuri. 1 ton, 2 tonuri, 3 tonuri, 4 tonuri, 5 tonuri. Mi bemol, re bemol este o septimă mică. Mai urcăm un semiton, mi bemol, re va fi septimă mare. Acestea au fost intervalele simple pe care le vom folosi în construirea acordurilor. Și acum vom trece la acordurile propriu-zise. Am spus că acordurile sunt formate din suprapuneri de terțe. Și avem în felul următor. Primul acord se numește acordul major. Avem 4 tipuri de acorduri, acordul major, minor, micșorat și mărit și pentru fiecare acord avem o anumită formulă precisă. La acordul major, cum am spus, terță mare plus terță mică. Prima terță, do, mi și a doua terță, terță mică, mi, sol. Do, mi, sol, acord major. Mergem la nota la să construim acordul la major. De la la, urcăm o terță mare, 2 tonuri, do diez și de la do diez o terță mică, 1 ton și un semiton. Notele la, do diez, mi formează acordul la major. Mergem la nota si. Si, re diez, terță mare, 2 tonuri și re diez, fa diez, terță mică, 1 ton și un semiton. Împreună aceste note formează acordul si major. De la nota fa diez, o terță mare, la diez. O terță mică, do diez. Fa diez, la diez, do diez este acordul fa diez major. Și mai departe trecem la acordul minor, care este format din terță mică plus terță mare. Observați că am schimbat ordinea terțelor.
Mergem la do. Construim o terță mică acum și apoi o terță mare. Do, mi bemol, sol. După cum observați, avem aceleași note la baza și în vârful acordului. Diferența o face nota din mijloc, care în cazul de față este mi bemol și la acordul major este nota mi. Mergem pe nota la pentru a construi acordul la minor. La do, terță mică, do mi, terță mare. La do mi formează acordul la minor. Mergem la si minor. Si, re, fa diez. Terță mică, terță mare. La exemplul de pe fa diez. Construim fa diez minor, fa diez la, terță mică, ton plus semiton și de la la, terță mare. Fa diez la do diez formează acordul fa diez minor. Și un ultim exemplu pe si bemol minor. Terță mică de pe si bemol este re bemol, un ton și un semiton. Și de pe re bemol avem două tonuri, mi bemol și fa. Împreună cele trei note vor forma acordul si bemol minor. Sper că până acum este clar cum construim aceste acorduri. Mai departe trecem la acordul micșorat, care este format din terță mică plus terță mică. Deci două terțe mici. Mergem la do, terță mică, va începe exact ca acordul minor și de la mi bemol mai construim o terță mică. Do, mi bemol, sol bemol formează acordul do micșorat. Mergem la acordul la micșorat. La, terță mică, do, terță mică, mi bemol. La, do, mi bemol. Mergem la si micșorat, care este singurul acord micșorat care se formează doar pe clape albe. În rest nu mai este niciunul. Si, re, terță mică, re, fa, terță mică. Împreună, si micșorat. Mergem și la fa diez, fa diez la, terță mică, la, do, terță mică. Împreună, fa diez micșorat. Și la ultimul exemplu, si bemol, re bemol și cu fa bemol. Această notă este, da, fa bemol, deși pe pian este nota mi. În teorie, această notă poartă două nume, mi și fa bemol. Depinde de caz. În acordul si bemol micșorat, această notă este fa bemol. Pentru că de ce? Până acum, recapitulăm. Acordul si bemol major era format din notele si bemol, re, fa. Terță mare, terță mică. Observați acest aspect. Apoi avem si bemol, re bemol, fa. Și apoi, tot aceste trei note trebuie să formeze și acordul micșorat, adică si bemol, re sau fa. Re bemol sau re normal sau fa bemol. Și aici avem cazul când avem fa bemol. Deci trebuie să păstrăm aceleași nume de note. Si bemol, re, fa. Si bemol, re bemol, fa. Si bemol, re bemol, fa bemol. Începutul trebuie să fie la fel. Și acum trecem la ultimul tip de acord, acordul mărit, format din terță mare plus terță mare. Ultima combinație posibilă din cele două tipuri de terțe. Și mergem la do, aceleași note și observăm lucruri interesante. De la do urcăm o terță mare, exact ca la acordul major, și de la mi încă o terță mare, mi sol diez. Împreună, do mărit, un acord destul de disonant. Mai departe, de la nota la. La, do diez, terță mare. Și de la do diez, încă o terță mare. Și acum vreau să îmi spuneți mie, sau să ne gândim împreună, ce nume va avea această notă. Și ne întoarcem puțin la acordurile majore și minore, sau chiar și cel micșorat. La, do, mi. La, do diez, mi. La, do, mi bemol. Observăm că ultima notă începe tot timpul cu mi. Și în cazul acordului mărit de pe la, ultima notă va trebui să fie mi. Și pentru că este aceasta care pe pian pare că e fa, va fi mi diez. La, do diez, mi diez. Trecem la si. Si, re diez, terță mare. De la re diez, încă o terță mare. Nota aceasta va fi nota
fa dublu diez. Și acum poate mi se pare ciudat pentru că am spus fa dublu diez, nu fa diez. În teorie există și dublu diez și nu doar în teorie, avem și în practică, în partituri vom întâlni acest lucru. Mai rar vom folosi în vorbirea de zi cu zi cu sol dublu bemol sau fa dublu diez, dar în teorie acest acord este format din notele si, re diez, fa dublu diez. Și vreau să recapitulăm puțin. La acordul minor, si, re, fa diez. La acordul major, si, re diez, fa diez. La acordul micșorat, si, re, fa. Și la acordul mărit, ultima notă va trebui să fie cu fa în componența ei. Și avem si, re diez, fa, fa diez, fa dublu diez. Aceasta este teoria, trebuie să o știm ca atare. Și ultimul exemplu, mergem la fa mărit. De fapt, fa diez mărit, fa diez, la diez, terță mare, și de la la diez avem nota aceasta, care se va numi do dublu diez, pe același principiu. Nu mai intrăm în detalii, pentru că principiul este același ca la restul acordurilor, cu dublă alterație sau cu o alterație care apare mai rar, de exemplu mi diez sau fa bemol. Acestea au fost cele patru tipuri de acorduri pe care le învățăm în acest seminar, dar asta nu e tot. Vom învăța ulterior și acordurile cu extensie care se bazează pe aceste patru tipuri de acorduri. Trecem mai departe și învățăm poziții noi ale acestor acorduri. În muzică, aceste poziții noi le vom numi răsturnări sau, din engleză, traducerea ar fi directă, inversiuni. Dar în teoria muzicii, în limba română, vom folosi termenul de răsturnare.